Am Pe aeroportul din Viena, prețurile pentru testele PCR la coronavirus se reduc începând din 8 august. Un astfel de test va costa 120 de euro în loc de 190 de euro. Noua ofertă a fost posibilă datorită creșterii eficienței și extinderii capacității de testare. Centrul de sănătate al aeroportului din Viena este acum deschis întreaga săptămână între orele 7 și 20. Testele PCR pe aeroport sunt posibile și în weekend și sărbătorile legale. Verificarea temperaturii pasagerilor sosiți va fi efectuată în continuare de soldații Armatei Federale. Pasagerii dintr-una din cele 32 de țări cu risc, printre care și România, trebuie să prezinte un certificat de sănătate negativ la intrarea în Austria.